Miercuri s-a desfășurat cea de-a doua probă a examenului de bacalaureat, sesiunea a doua din acest an. Absolvenții de liceu au continuat probele scrise cu testarea la matematică sau istorie, în funcție de profil, și au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Unii candidați la această probă spun că subiectele au fost ușoare și se așteaptă la notă de trecere. La matematică? Păi a fost ușor față de anul precedent. Eu consider că a fost ușor. Acum depinde dacă am știut să fac sau m-am complicat prea mult. Sper să fie tot ok. Cred că am făcut de un 7, după calculele mele. E a doua oară când dai? Nu, este prima oară. Nu am fost la prima sesiune și am dat acum. Nu m-am înscris la prima sesiune de bacalaureat și m-am înscris la cea de-a doua. Mâine mai am la biologie. Ai emoții? Te-ai pregătit? M-am pregătit cât de cât. Sper să fie ok. Acceptabil. Cum au fost subiectele? Te-ai descurcat? Cred că da, sper să iau măcar o notă bună. Ce notă crezi că să iei așa estimativ? Peste 5. Ai avut emoții? Nu, că emoțiile au trecut ieri. Ai dat și în sesiunea anterioară? Nu. M-am mai pregătit și acum am venit. A fost ok, subiectele au fost chiar ușoare. Ai avut emoții? Constructive. Ce notă crezi că o să iei estimativ? N-aș putea să mă pronunț momentan. Este prima oară când ai dat bacul sau ai mai dat și... Nu, am mai dat și în sesiunea trecută. De-aia a fost mai ok față de sesiunea trecută. E mai ok. Sper să fie bine. A fost mai ușor față de sesiunea din vară. Cum au fost subiectele? Te-ai descurcat? Da, ok. Adică sper că da, nu știu. Ce notă crezi că o să iei? 6. Ai mai dat? Nu, am vorbit cu colegii și mi-au spus că a fost chiar greu, dar nu mi s-a părut chiar... Am făcut ce am știut și asta e. Ne-am descurcat ușor, dar și la ultimul subiect un pic complicat, dar ne-am descurcat destul de ok. Matematică. Și cum a fost subiectul? A fost foarte ușor. E prima dată când ai dat? Sau? Da, e prima dată. Ușurel, din punctul meu de vedere. La ce materie ai dat? Matematică, tehnologică. Cum au fost subiectele? Ți s-a părut grele? Nu, ușurele. Ce notă crezi că o să iei? Un 7,50, cred. E prima dată când ai dat examenul? Da, nu e prima dată. A fost bine, a fost ușor. Matematică. Și cum au fost subiectele? Te-ai descurcat? Mai ușoare ca în prima sesiune. Ce notă crezi că o să iei? 6,57. Greu. O da ceva ce am reușit să știu, să le fac bine și sper să iau și o notă bună. Doamne ajută la un 5. Ai mai dat bacul și în sesiunea anterioară sau e prima dată? E prima dată. Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 31 august până la ora 12. Contestațiile pot fi depuse sau transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12-18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun sau transmit prin mijloace electronice și o declarație tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica după caz nota inițială, prin creștere sau descreștere. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 3 septembrie.